Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Vom vorbi despre campionii națiune, nu despre cei care au fost la Olimpiadă, deși ar merita, dar despre aceea să vorbească vocile autorizate. Eu nu sunt autorizată, doar atât. Am înțeles și eu că sportul nostru nu mai este ceea ce a fost, pentru că nu este susținut, nu pentru că nu am avea valori. Avem, dar nu se pot remarca și dacă se remarcă, cu ei pasă că nu pot evolua să devină campion pentru un astfel de nivel. Dar nu asta. Doar dacă va dori invitatul meu, pentru că este o voce autorizată, să facă referire la aceste aspecte, bine. Dacă nu, cine este invitatul meu? Domnul Costică Gotcă sau Constantin Gotcă, dar toată lumea știe așa de e mai dulce, Costică Gotcă, campionul nostru din multe puncte de vedere. Domnule Gotcă, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Cu plăcere. Ați venit de curând din Statele Unite, de la fiul dumneavoastră. Ați stat cam mult acolo, domnule Gotcă. Eu vă tot urmăream, nu pentru altceva, doar pentru ca să văd când vă întoarceți în țară, să vă invit la emisiune. Da, avem un băiat să vă trăiască, care în 7 august a schimbat prefixul. A intrat în deceniul 4, da, de viață. Da. Să vă trăiască. De acum are 40 de ani. Nu, are 30. Așa spunea mama. Ah, mama. Zice, am 40. Intru pe al 41. Am 42 de acum. Da, a intrat în deceniul al patrulea și... Și ați mers acolo la aniversare. Da, am mers să fim alături de el. Este departe, sunt 10.000 de kilometri și e departe. El încearcă să se lupte acolo cu viața, să reușească și noi am mers să-l susținem. Eu consider că un părinte trebuie să... Nu trebuie să-i facă toate poftele copilului, că așa e bine, sau că lasă că n-am avut eu să aibă el libertate. Libertatea trebuie să o avem, libertatea trebuie să fie în primul rând în exprimare, dar libertatea de ceea ce privește educația trebuie să fie un pic părintele mai restrictiv, pentru că altfel copilul când va ajunge mare, dacă nu este... Când e mic, nu este, să zicem, blocat în anumite situații, el învăța că poate să reușească peste tot. Uh-huh. Și la prima ușă, da, prima perete în care dă, cade și moare. Da, bine, dacă îi se oferă totul, nu va putea aprecia niciodată nimic și nu se va putea lupta pentru a dobândi. Și atunci părintele mai degrabă îl ajută să aibă un handicap, socialmente vorbind, nu? Păi, sigur e socialmente handicapul, sigur este. Norocul nostru acum este că globalizarea asta ajută românii. Degeaba ne plângem noi că ne-au plecat copiii dincolo, dar acolo merg și să primească o educație a respectul regulilor și legilor și a muncii. La noi nu există așa ceva în România. Și atunci trebuie să facă stagiu acolo copiii, să vină și să ne formeze și pe noi. Așa da, să ne formeze și pe noi, da. Să-i impună. Dar nu știu, oare de ce noi, și când spun noi, mă refer la noi românii în general, indiferent din ce segment ocupațional și de vârstă facem parte, când mergem în alte țări, acolo unde, mă rog, funcționează legile și se respectă și este respectat și cetățeanul, noi ne încadrăm și funcționăm perfect. Chiar suntem lăudați. Nu vorbesc de cei care, mă rog, s-au dus, dar nu sunt semnificativi, nu ne reprezintă, care se duc la furat, la, mă rog, la alte cele. Sunt puțini. Dar majoritatea românilor sunt disciplinați, chiar sunt lăudați, știți foarte bine. Și acasă de ce nu suntem la fel? Pentru că nu sunt educați. Și vă dau un exemplu concret. Când m-am întors în Londra, am schimbat avionul, a fost undeva la o poartă, poarta numărul 1, deci eram într-o extremă acolo, la marginea, în aeroport acolo, la marginea, cum zice... Unde se face check-in-ul? Da, așa, la check-in.
că... Și eu de obicei urc ultimul, că nu-mi place să mă înghesui. Și am stat și am putut să observ toți românii foarte educați. Absolut toți. Cred că erau 80% dintre pasageri Londra-București erau români. Acum 3 zile era. Și mi-a plăcut. Uite, era un grup de 3-4 care vorbeau mai tare, așa, erau în sfârșit. Dar în rest, civilizați, frumos. Când am coborât, după ce am coborât din avion și trebuia să intrăm să ne verifice ofițerii identitatea, acolo aceiași oameni care stăteau unul după altul în Londra, aceiași, au început buluc să calpe, soția asta au călcat-o. De ce acolo respectă și aici nu se pentru respectă? Pentru că nu sunt educați. Nu se poate. Nu e educat, nu respectă nici acolo, că e vită. E vită și nu. Acolo, e vită și acasă. Nu suntem educați. Nu numai la educație. Nu ne respectăm unii pe alții. Nu suntem educați să respectăm regulile și legile. De ce acolo le respectăm? Pentru că acolo respectă toți. Și când vin acasă, când văd că acolo se respectă, aplic și la mine. Păi când vede că Nea Gheorghe Dorin Forestier îl înjură pe primul ministru, îl înjură pe primarul, îl înjură pe parlamentar, îl înjură pe profesorul de la școală, atunci el consideră că îi se cuvine și așa face și în viața reală. Deci ține de noi, nu ține de altcineva. Da, de noi ține. De noi ține. Doamna, vă dau un exemplu la care țin foarte mult. Vă rog. Prin anii 70, da. Prin anii 70, pe Republicii, vă amintiți că treceau duminica după masă, erau tinerii muncitori de la fabricile și uzinele din Brașov, care coborau pe Republicii, fetele în față și băieții în spate, unul câte un radio pe mână. Și dădea muzica la tare. Dacă cumva erai tânăr și veneai în sens opus, era foarte greu să treci printre ei. Pentru că erau un pic și după câteva lăzi pe la coroană sau cum îi zicea atunci, așa. Ei, oamenii ăia erau din... Majoritatea era din partea de est a țării. De unde venisem și noi? De unde m-a adus și pe mine Clubul Dinamo? Oamenii ăia, de ce făceau asta? Acasă la ei erau corecți. Nu erau și acasă. De perioada anilor 70, când țugulanul român, cel de care vorbiți noastră, scotea radiocasetofonul pe geam să audă toți vecinii. Nu, dar mergea pe Republicii. Cobora. Și, Doamne, bine că a trecut perioada aceea. A trecut, da. Ei, de ce? Pentru că acolo nu, în sat la el, îl vedea nea cu tare și bătea la poartă și spunea, taică. Dar nici nu avea potențial să-și achiziționeze. Să zicem că avea. N-avea. Pe când aici nu știa că nu vede nimeni. Așa și românii în... Am înțeles. Da, este o explicație pe care, da, una dintre explicații. Dar sunt și români. Eu nu-mi imaginez că dumneavoastră acolo respectați regula și aici nu o respectați. Și mulți alții ca dumneavoastră care îl respectă și acolo și aici. Mi-aș dori ca toți să fim așa. În 1993, un prieten de-al meu, care în 90 a mers în Austria și a venit prima dată în România. A venit în România după ce a rămas acolo. A venit în România și a mers cu mine până la țară. În Onești, zice, băi, hai că am un pachet să-i las unui băiat care e vecin cu mine acolo, în Austria. Uh-huh. Ăla era mai de vreo 2-3 zile venise. Au vorbit acolo și băiatul ăla a avut o hârtie și a aruncat-o pe jos. Și a zis, băi Ilie, ce faci? De ce arunci asta aici? Zice, suntem în România, nu suntem în Austria aici. Acela adică se poate. Avion ca dumneavoastră. Înțelegeți? Da. Ăștia suntem. Noi suntem de vină, nu sunt alții noi, de vină. Noi. Și ține de educație. Da, dar sunt și oameni care respectă regula. Sunt, normal că sunt. Și acolo și aici. Sunt foarte mulți. Sunt din ce în ce mai mulți. Sunt. Dar cei care respectă regula nu se văd. De obicei. Îi vedem pe cei care nu respectă regula, pentru că aceea iese. Păi, nu se văd pentru că normalitatea este să nu respectăm. Sigur, tocmai de aceea spun. Da. Nu? Aceștia nu se văd, din păcate.
Dar sunt din ce în ce mai mult și nădejdea mea este că... Sigur, peste o generație va fi. Eu cred că sunt convins că se va schimba mult în bine România, dar mai trebuie să treacă o generație. Încă una? Pe cale naturală. Încă una? Da, da. Pe cale naturală. Da. Păi să ne grăbim. Să da, știți că am cunoștințe da. În domeniul educației, în primii pași, din zona de început a educației unui copil, așa. Care îmi spune că părinții nu au nicio respect față de reguli. Și copiii au voie să facă orice, adică orice ce-i rău. Și atunci ce problema? Ne facem cu generația care aici vine? Dacă vine mai rău decât noi. Păi sigur vine. Păi nu, că trebuie să, trebuie să fie statul de drept să fie mai puternic. Da, mă rog, am unele îndoieli, să mă iertați, am foarte, foarte mari îndoieli, pentru că, da, aveți dreptate, copiii din segmentul acesta de vârstă, de preșcolari vorbiți, nu? De preșcolari. Ei, sigur că sunt și părinți, cum se cuvine, și, dar sunt și din segmentul acela. Da, îi lasă să facă ce vor. Bine, copilul nu are. Părerea mea este, domnule Gut, că noi suntem creația lui Dumnezeu și când venim pe lume, venim cu niște dotări absolut senzaționale și le mutilează specia din care facem parte. Părinți, educatori, etc., societatea în general. Eu cred că am fi mult mai bun dacă ar fi altfel educați, ar fi altfel structura. De... Nu, doamne. Nu? Nu. În America sunt și oameni din zone sărace, unde sărăcie este și mai puțină educație, da? Sunt și oameni din zone mai bogate. Dar pentru că acolo regula e respectată de toată lumea și legea, este perfect. La noi, am spus mai devreme, și să știți că acum e campanie electorală acolo și acolo dau în toți, și unii și alții. Aoleu, ce o să iasă în cele din urmă mare? Cam ce ați simțit? Ce va fi? Cine va fi președinte? Doamna Clinton? Sau? Doamna. Doamna, doamna. Doamna, din păcate, pentru un prietenul meu. Da? Și pentru alții, da. Și pentru alții. Da. Ar fi mai bun Trump? Doamna, Trump impune munca. Celălalt candidat impune așa un pic de lene. Așa, mai ca la noi așa. Mai ca în estul și în sudul țării, în România. Serios? Păi nu vă uitați, după o dată la 4 ani, ce culoare are? Știți că se dau niște la televizor. Acolo unde se promovează nemunca, mila, să muncească, lasă, mai dăm un pic săracul, că ăla nu e, că ăla nu... Așa. Și că ăsta ar fi un dictator, că e prieten cu rușii, cu... nu știu ce va face pe planetă. Hai, hai. Povești. Povești, nu. Povești. Acolo doamna le-a promis, da. Le dă de toate. Le dă? Da. Și când nu... Se termină, nu? Hai, nu se termină. Da, domnule Gotcă, ia uitați-vă aici fotografie, da, o imagine cu dumneavoastră în Statele Unite. Nu la o competiție, trebuie să o vadă și telespectatorii. Aș dori să o vadă. Ce făceați aici? N-ați rezistat să nu luați un kimono? Da, am fost la un prieten de-al meu, Nicoară, dintr-un orășel, din Cehalis, din ce este între Portland și Seattle, unde am fost eu, și mi-a făcut o surpriză, organizându-mi o excursie pentru un antrenament acolo la clubul din Portland de judo, care este un club mare și valoros în Statele Unite. Am mers să fac antrenament, mi-a fost în ultima perioadă am cam luat în greutate și trebuie să fac și mișcare mai multă. Am fost acolo, am făcut puțină mișcare cu băieții de acolo. E clar că nu l-am făcut de râs nici pe prietenul meu și nici judo-ul din România. Da, mi-a fost tare drag. Aveți, știți de unde am fotografiile, de pe contul dumneavoastră de Facebook. Dacă doriți, intrați acolo și veți vedea, vă veți desfăta, îl veți vedea și în Atlantic, pe lângă Atlantic, și în sală de sport, și, mă rog, la aniversarea
senior, da. Juniorului, da. Și așa mai departe. Dar acestea două mi-au plăcut foarte, foarte mult. Le-am luat fără permisiunea dumneavoastră. Aia asta prima, unde e Vlășganul, acesta cine este? Da, el băiatul ăsta e un... Nu. Aha. Prietenul meu e unul mai plinuț, așa, nu e... El este tot român, băiatul ăsta face antrenament acolo și prin el cei doi sunt prieteni acolo în Portland, în zonă. Și e din Deva, am înțeles. Am înțeles. Este cu familia acolo omul și... Aici era, făceam repetări, cine știe despre ce e vorba, Ucicom, se numește repetarea tehnicilor de judo. De judo. Da. A, cu centură neagră și prietenul. Da, bine, centură neagră, da, da, dacă da, erau da. Și cu centură, parcă erau doi băieți, centură albastră, parcă am văzut. Băiatul ăsta este, era antrenorul secund. Și e mai mic decât mine cu ceva ani și e american cu origini estice. Se și vede aici că avem origini estice amândoi. După cine și el de unde este? Nu știu, cred că ucrainean la origine, parcă am înțeles. Iau vânanii, frate. Da, și, dar se vede pe noi aici. Cum cine cunoaște un pic, se vede că nu ne mângâiem. Că aici era în timpul unui, s-au făcut și o luptă, zice. O luptă randori. Veritabilă, sau, nu? Da. Era doar pentru, pentru poze. Nu. Și el s-a dat un pic, am pielea așa un pic mai închisă la culoare. Asta dovedește că eram cam obosit. Și el a pus ochii pe mine și a crezut că dar nu s-a putut. Nu s-a putut. Și a rămas surprins plăcut când a aflat câți ani am. Da, l-am rezolvat. Deci nu el va rezolva, ci dumneavoastră. Nu, și nu sunt... Campion. Sunt corect, asta e realitatea. Am înțeles. Da. Absolut senzațional. Da, da. Campion, da, judo este... E o boală de care nu te vindeci niciodată. Niciodată. Nu. E splendid. Da, îți dă satisfacție și te și trezește la realitate. Cum? Păi, adversarul te trântește. Nu merge. Cu păcăleli, nu merge cu vrăjeli, cum se spune mai vulgar așa, nu am merge. Înțeles. Merge cine-i bun, e bun. Stă. Cine nu. Am făcut cu un alt băiat, am tot așa o chestie din asta și băiatul ăla era mai tânăr, ăla avea vreo 25 de ani. Și când am pus mâna pe el ca să zice, se vede că ești din Europa, ai priză din Europa. European. Adică bună priză. Adică nu mai mișca deloc. Minunat. Dar a fost, e plăcut așa, e interesant să... Oriunde judo e la fel, adică oamenii... Regulile care, sunt acele. Regulile, da. Aici e foarte important colegul Vasile Blendica, care este antrenor la Dinamo aici și a fost și el la un stagiu în Japonia acum vreo... O lună. Și apoi, înainte a plecat chiar cu o zi, am fost pe la sala antrenament și ne-a povestit un lucru care la noi nu se face. Spunea că dacă cineva întârzie din diferite motive la antrenament, merge, trebuie să meargă să salute pe toți cei cu centură neagră. Să-i salute. Deci dacă sunt 100 de sportivi, presupunem, în sală, pe toți 100 trebuie să ducă să-i salute. Personal, nu, da. Nu în grup. Nu, personal. Deci trebuie să meargă la fiecare. E și un fel de scuză, nu? Da, am greșit, nu mai fac. Când pleci, mai repede, dacă pleci, la fel. La fel. Trebuie să faci. Și aici, regula asta, am văzut că este din Japonia luată și la băieții ăștia la fel era în sală. Ei, chestia asta ar trebui să o facă antrenorii și în România, de la copii. Pentru că mai sunt părinți care spun, în special mamele, se laud, am copilul la judo. Da, are copilul la judo. Dar copilul se comportă de multe ori ca și cum n-ar fi făcut judo. Pentru că acolo, din clar, antrenorii, pentru că n-au mult sportiv, închid ochii la multă indisciplină. Pentru că dacă i-ar învăța regula, copilul ar
că nu, respectau. Nu, nu respectă, pentru că mama și tata îi spune, lasă, nu trebuie să faci. Înțelegeți? Că mama, de obicei mama și tata stă pe margine. Știți? Mama și tata, da. V-aș spune oare și ce acum, dar mă înțelegeți. Și așa era regula și acolo. Cei care au întârziat au venit și au salutat pe toți cei cu ceturile. Așa ar trebui să facă și la noi. Și atunci copiii, dacă s-ar face în sală, copiii care fac judo, că nu toți fac performanță. Dar am învățat că trebuie să salute, sunt niște reguli pe care trebuie să le respecte. Și după să aceea, le știe și să le respecte. După aceea, și când merge șofer, respectă regulile. Dar dacă el nu e învățat, nu e obligat, n-are cum să... Și dacă totdeauna mama și tata stă în spate, știți cum e, am pe cineva, las că rezolv, mă rezolvă. Asta e boala noastră. Boala noastră e de undeva din... cronică. Dinspre, ziceați dumneavoastră odată, fanariotic. De la fanarioți, da? Cam de acolo e. Așa da. Că e mult mai mult de... Domnule Got, că mai avem vreo 5 minute. Da. Din păcate, cum trece timpul în prezența dumneavoastră, aici erați la Muzeul Satului, așa? Ai, da. Domnule Gotcă, ce vă mai fac aceste splendori mioritici? Sau mioritice? Dacă nu veneam la dumneavoastră, de o oră trebuia să fiu pe drum către Bruxelles cu unul din ei pentru Eurodog Show. Dar nu-i problemă, că vineri dimineață ar trebui să intru în ring cu unul din ei. Cu și totuși mergeți. Păi merg, sigur că da. Merg. Nu, dar plec mai târziu un pic. Așa, și acolo colegii de la Asociația din București ne-a rugat să mergem dacă putem, pentru că s-a aniversat 80 de ani de la înființarea Muzeului Satului. Și am prezentat acolo câinii românești, mioriticii, care au fost și colegii de la celelalte rase. Ei au venit mai târziu și apoi noi am plecat, că eram mai de departe. Deci mergeți la Bruxelles, mergeți în capitala Europei, da. Cu ei. Cu unul din ei. Cu unul dintre ei. Da. Cu care mergeți? Cu Siret. Cu Siret, da. Care a fost oaspete aici. Da, da, da. Cu da, Siret. Da, da. Vrem să facem, adică performanța nu se face decât prin muncă și prin antrenament, dar și prin testare. Degeaba te lauzi că ai ceva dacă nu-l testezi. Să le reamintim telespectatorilor noștri și să îl dăm pe Siret când ați fost la ultima noastră întâlnire. Da, da, vă ascult. Vai, ce, acum e mai mare. Noi ne-am văzut în aprilie. Asta, asta e fotografie realizată la întâlnirea noastră. E un pic mai... I-au crescut părul mai mult, e mai dezvoltat, e logic. Iată-l pe Siret. Dănuțul, dă să-l vadă. Ia, și vedeți că și mimica mea este și bucurie și, în fine, mirare. Și el mai ignorat. Are o postură splendidă de aici. Doamna Felicia, mai am, apropo de performanță, nu merge, părerea mea, bine că sunt singur, nu prea sunt mulți de acord cu mine, acum se promovează, se spune, munca în colectiv. E fals, e greșit. Nu putem să formăm, dacă nu promovăm competiție, n-avem cum să formăm oameni valoroși, să știți. Pentru că să lucrăm în da, orice competiție se face cu alții. Deci există acolo colectiv. Dar trebuie să mă luc să fiu cel mai bun. Dacă nu mă luc cel mai bun, rămân la nivelul și vine unul și ne că mai înainte, știți partea de estul și sudul țării, da. La 4 ani e mai colorat, așa. Adică e mai roșie, vreau așa, să spun. Așa. Ei, din cauza că avem, din fire avem spiritul turmei și acum promovăm tot spiritul turmei. Nu putem să facem performanță fără luptă. Ce să ne facem? Acolo ar trebui, din punct de vedere economic, sunt din ce în ce mai jos în zona aceea. Și pentru minciuni și pentru un dar de nimic,
omul își dă votul în necroșință. Din punctul meu de vedere, își merită soarta. Și v-am răspuns la punctul de vedere legat de cine vreau să câștige statele. Da, și suntem perdanți toți în cele din urmă. Toți suntem perdanți. Domnule Godcă, mai avem doar 3 minute. Am rugămintea călduroasă pentru că și eu am făcut sport cândva și chiar dacă n-aș fi făcut, nu aș fi putut să... Nu am urmărit Olimpiada în întregime, dar am urmărit pe cât m-a stat în putință. În orice caz, e limpede, am înțeles cu toții că nu mai avem potențial. Ce ar trebui făcut în toate sporturile în România? Ce ne-ar ajuta să ne revenim și să folosim potențialul pe care îl avem? Că nativ avem potențial în toate sporturile, nu? Doamnă, totdeauna ne-a plăcut să ne lăudăm că avem nativ. Nu, doamnă. Nu avem? Toată lumea are nativ. Toată lumea. Problema este de organizare. Eu sunt beneficiarul faptului că atunci era sistemul comunist și îți plătea clubul deplasarea. Acum suntem în sistemul capitalist, nu mai plătește. Trebuie să înțelegem clar că noi trebuie să plătim și pentru performanță. Deci de aici este. Nu există bază de selecție pentru că oamenii în România nu sunt educați să facă performanță. Și nu respectă valorile care fac performanță. Românul zice așa, ce a făcut ăla? A luat locul întâi la orientare turistică. A, păi și eu știu să merg. Dar el de pe scaun, din fața cârciumului sau de la cârciumă. Uh-huh. Deci aici e problema. Aici noi trebuie să plătim acum. Trebuie să investim. Trebuie să investim. Exact. Trebuie să investim și nu există investesc un leu cum e în afaceri. Investești și scot un leu. Nu. Uh-huh. Investești și s-ar putea să pierd. Dar trebuie să investim. Deci trebuie plătit totul, doamnă. Aici e problema. Că tot aud pe la televizor că nu ajută statul. Care stat, doamnă? Că toți fură din statul ăsta. Eu acum sunt pensionar și nu pot să spun nimic. Când mai stau câte cineva la... Și acum zice, păi de ce îți dau bani la stat? Toți spun, de ce îți dau bani la stat? Zice, ce-s fraier să dau bani la stat? Nu pot să spun nimic. Decât îi mai ironizez pe câte unii și le spun, uite, ce mai faci, domnul Godcă? Bine, uite, mă rog pentru voi, cum se roagă Obama pentru poporul american, să vă duceți la muncă ca să-mi plătiți mie pensia, să plătiți impozit. De ce ironizez pe mulți? Pentru că toți spun, de ce îți dau bani la stat? Păi dacă nu dai la bani la stat, de unde? Cine să aducă de undeva? O să spună unele, păi uite, sunt hoți. Aia vor plăti, doamnă. Vor plăti. Să știți că toți vor plăti. Toți. Sunt convinsă de asta. Deci toți vor plăti. Cine crede că nu scapă. Se mai scapă un pic, mai scapă că se mai pierd hârtii pe câte undeva. Și se mai pierde unde uită unde sunt martori, atunci ăla nu-și mai amintește și atunci nu mai este sigur. Dar în rest, nu. Și o să plătească toți. Problema este că suntem învățați să dăm vina pe alții și noi nu investim. Este simplu. Atât de simplu este. N-am cum să am câini buni dacă nu le dau de mâncare bună și nu mă duc și medicamente bune. N-am cum. Investiți în ei? Investesc, dar asta e plăcerea mea. Da. Ei, numai așa pot fi campioni în acțiune, domnule Godcă, că s-a sfârșit întâlnirea noastră, nu știu cum. Uite așa, trece repede. Vă mulțumesc din toată inima, mai ales pentru favoarea de a fi întârziat în drumul dumneavoastră către Bruxelles, pentru a fi aici. Vă mulțumesc din toată inima pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce sunteți. Vă mărturisesc cu sinceritate și cu reverență. Sunteți un exemplu pentru toți cei care vă cunosc. Pozitiv, firește, nu negativ, ca alții. Mulțumesc. De recuperez, că în 2000 de kilometri am timp să recuperez. Vă mulțumesc din toată inima. Să ne revedem cu bine. Să rămână. Și vă doresc sănătate, pentru că în rest sunteți campion. Aveți succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!